dezamăgit după acest rezultat? Nu suntem dezamăgiți. Vă dați seama că era un meci destul de greu pentru noi. Era un meci care era sortit pentru orice rezultat. Am făcut o primă repriză, cred, bună. A doua repriză au fost mai buni ca noi. Și trebuie să recunoaștem că, până la urmă, ne-a bătut o echipă care se bate pentru titlu. Nu ne-a bătut o echipă cu care ne luptăm la zona de retrogradare. Greu și cu această atmosferă, cu acești suporteri. Până la urmă, fotbalul este făcut pentru suporteri. Asta e, trebuie să ne adaptăm, trebuie să... Rapidiștii știți cu toții că sunt peste tot, așa că ne așteptam la această atmosferă, dar noi cred că ne-am ridicat la nivelul care ne-am gândit cu toții. Am zis să facem un meci bun, am lăsat pe toată lumea să intre în stadion, a fost o problemă. Dar cred că a fost... Mai exact, a apărut că ați jucat pe Giulești. Păi nu s-a întâmplat nimic, pentru că noi ne-am înțeles de prima dată că vom da peluzele și tribuna întâi. Iar ce s-a întâmplat la tribuna a doua, când s-au luat bilete și la tribuna, nu a fost o neînțelegere, poate s-au dat și link-ul pentru tribuna a doua la cei de la Rapid, nu s-a respectat ceva, dar nu mai contează lucrul ăsta acum. Important e că a fost un meci frumos și o atmosferă care rar se vede pe stadionul din România. Dar mai puțin băieții apăsați de miza meciului pe teren, pentru că Rapidul a început foarte tare, multe ocazii și păreau că... Chiar de la început. Da, așa este, dar în același timp ne așteptam, pentru că Rapidul la fiecare meci au jucat primele 15 minute foarte bine și primele 15 minute din prima repriză și primele din a doua repriză. Deci ne așteptam la lucrul ăsta. Nu știu dacă au fost apăsați, dar gândiți-vă că și noi avem probleme, accidentați. Am fost tot așa probleme și cu coadă la schimbare. Deci nu cred eu că a fost ceva ca să ne depășim, pentru că așa am jucat și cu Dinamo, cu spectatorii în spatele nostru, cum ar veni sub presiune, așa am jucat și cu FCSB, nu cred că a fost o problemă suporterii rapidiști. Ați sperat la mai mult atunci când ați jucat egalat? Ne doream cu toții să facem un rezultat pozitiv, pentru că dacă ne uităm la ultimele întâlniri oficiale dintre noi și Rapid, Unirea Slobozia este pe plus. Vă îngrijorează situația de la echipă sau există perspective? Nu ne îngrijorează deloc, pentru că noi ne luptăm cu echipele care se luptă la retrogradare, ne dorim să adunăm puncte cât mai multe. Dacă astăzi luăm un punct Rapid, era un bonus pentru noi. Mergem la Craiova, jucăm la fel cum am jucat la toate meciurile în deplasare. Noi suntem obișnuiți să jucăm în deplasare tot timpul. Să sperăm că pe 2 octombrie vom da câștigătorul și nu se va mai face acea contestație care ne va amâna 45 de zile dacă se va mai face. Mai multe probleme aveți în afara fotbalului. Așa este, vă dați seama că ne chinuim, ne dorim să ajungem să jucăm la Slobozia, dar în același timp legea este lege și trebuie să o respectăm și la fel ne dorim cu toții ca măcar ianuarie, februarie să fim la Slobozia, dacă se respectă și nu se mai face contestație. Atmosfera în vestiar care e între Adi Mihalcea și jucători, pentru că după plecarea lui Lazar s-au scris fel și fel de lucruri? Nu a fost nimic ce adevărat ce s-a scris cu Lazar. Lazar a venit la mine o zi înainte, a zis că vrea să rezileze pentru că el își dorește să fie liber de contract, că nu se mai simte în regulă, că nu mai e fericit. Asta a fost expresia lui. I-am zis să vină a doua zi să discutăm, am zis să liniștească, să duc acasă și poate vine și a venit și a dorit să-și rezileze. Nu el a făcut acele declarații, pentru că eu am mesajele care au fost între ei. Declarațiile a făcut cineva din apropierea lui, din familie și ceva prieteni. Nu s-a pus niciodată problema. Păi hai să vă mai spun ceva. Cele mai bune rezultate ale lui Lazar a fost cu Adrian Mihalcea. Da? Știam că o relație bună. Așa că a fost capitanul echipei. A jucat din 2013, de 2013-2014, titular cu Adi la echipă. A jucat 2020, 2021, 2022, 2023, chiar 2024. A jucat. Deci tu vii titular după un meci cu Dinamo. Deci nu i s-a spus absolut nimic. A fost dorința lui. El e crescut de noi. Eu l-am ajutat foarte mult în cariera lui. Dar în același timp, nici nu poți să te opui la anumite lucruri. Dacă el asta și-a dorit, și-a dorit să fie liber și-a dorit să fie fericit. Asta a fost expresia lui. Nimic altceva.